Supărarea reprezentanților prefecturii este în primul rând că, teoretic și pe hârtii, situația în școli este perfectă. Totuși, relele se întâmplă. Nu, dar e bine dacă e așa. Înseamnă că e perfect. Înseamnă că nu avem o problemă în școală. În școală, da. Avem o problemă în drumul către școală, în afara școlii. Că atunci stăteam să ne întrebăm de ce ne-am întâlnit astăzi, dacă incinta școlii e perfect monitorizată și e sigură. Deși noi avem îndoieli serioase, că consumul de droguri nu se face în drum spre școală, și se mai face în școală, micile altercații tot în școală se mai petrec și de astea, relații nefirești tot prin școală se întâmplă. Dar eu deja mă simt relaxat dacă ne spuneți că nu sunt probleme. La toate ședințele cu directorii au fost rugați de nenumărate ori să informeze. Orice incident, am înțeles. Dacă nu raportează, înseamnă că nu există. Înseamnă că nu există. Da. Am înțeles. Atunci trebuie să ne concentrăm pe ordinea și liniștea publică în general, în mediul urban și în mediul rural, nu pe situația din școli, care e perfect, înțeleg. Nu putem să discutăm. Doamna, nu putem concluziona. Haideți să lăuda. Ce ne temem noi? Noi ne tem că nu e monitorizată cum trebuie nici în școală, pentru că sunt grupuri de elevi care au legătură cu alte grupuri din afara școlii și de aceea se mai întâmplă unele necazuri pe lângă școală. Deci noi ar trebui să lucrăm foarte bine. Noi, cei din școală, trebuie să observăm, că de-aia suntem profesori, destul de atent viața de zi cu zi a școlii, să identificăm elevii care au potențial să aibă legături cu lumea interlopă, că pentru că copiii fac multe și din teribilism. Nu știu cum să vă spun, că asta e vârsta. Da? În așa fel încât ce informații care aveți noastră colaborate cu cea de poliția comunitară, cu cea de poliția, cu cea de jandarmeria, să fie eficiente, doamnă, să putem să pipăim acele grupuri care își fac simțită prezența nefastă în jurul școlilor și a indivizilor de teapa cuțitarului ăsta. Reprezentanții Poliției Județene au venit la ședință cu un plan de măsuri pentru a crește gradul de siguranță al elevilor, pe lângă activitățile care se desfășoară în școli privind prevenirea violențelor și a altor infracțiuni. Ca și obiectivul general este asigurarea climatului de siguranță în unitățile de învățământ și crearea unui mediu favorabil desfășurării în condiții de normalitate a orelor de curs. Obiective specifice: A. Asigurarea zonei în jurul unităților de învățământ, B. Securizarea unităților de învățământ, C. Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul școlii între cadre didactice, elevi, părinții copiilor și poliție, respectiv jandarmerie, cu privire la problematica reală a delinvenței juvenile, prin organizarea de dezbateri, evenimente și activități comune. Beneficiarii direcți sunt elevii din învățământul preuniversitar și cadrele didactice din acest tip de învățământ. Indirecți, părinții elevilor și reprezentanții unităților partenere, în general societatea. Ca și activități, ne-am structurat activitățile pe perioada anului încurs și am stabilit ca și obiectiv, la obiectivul numărul 1, asigurarea zonei în jurul unităților de învățământ, avem ca activitate verificarea zonei din jurul școlii pentru identificarea existenței unor firme ce comercializează produse interzise minorilor. Se desfășoară toată luna februarie 2013. Soluționarea litigiilor existente dintre unitățile de învățământ și vecinii acestora. Răspunde institutul școlar. Înțeleg că doamna generală a reședința în față. Situația este pe luna ianuarie și ori de câte ori situația operativă impune. Realizarea unui iluminat corespunzător în zona unității de învățământ și pe căile de acces ale elevilor de școală. Răspunde Consiliul Județean, Consiliul Local și se desfășoară pe perioada anului școlar. Verificarea semnalizării rutiere specifice zonelor școlare. Răspunde IPJ Dâmbovița și avem termen de finalizare până în februarie 2013. Supravegherea zonei de intrare în școli pentru a identifica eventuale grupuri de tineri care staționează, împiedicând accesul în școală. Răspunde Consiliul Județean, Polițiile Comunitare, IPJ Dâmbovița, IJJ și Consiliile Locale. Termen de desfășurare toată perioada anului școlar. Asigurarea prezenței active la vedere în zona intrării, instituțiile de învățământ, a echipajelor de poliție în intervale orare în care se efectuează intrarea și ieșirea de la cursuri a elevilor. Silnic se vor asigura patrule în zonele unităților de învățământ în scopul prevenirii tâlhăriilor și a altor violențe asupra elevilor. Școlile trebuie să aibă o singură intrare pentru a putea monitoriza mai bine intrarea în școli a persoanelor necunoscute. Până luna martie 2013, unitățile de învățământ ar trebui să aibă sisteme de supraveghere video și alarmă. Polițiștii și jandarmii vor participa la ședințe cu părinții în care vor prezenta aspecte reale în ceea ce privește delicvența juvenilă. Poliția locală s-a angajat în fața prefectului că va organiza o ședință cu angajații și reprezentanții IPJ, pentru a vedea în ce fel pot avea o colaborare mai bună pentru a asigura un climat sigur elevilor și în afara școlii. De mâine avem o ședință prin care vom încerca să venim în ajutorul Inspectoratului Județean, le vom face o adresă oficială, să le asigurăm un polițist de la Municipal Security în incinta școlii, împreună cu conducătorii de instituții, să stabilească locul unde acesta trebuie să stea, atribuțiile care împreună trebuie să le pună la punct și încercăm ca și în curtea școlii să evităm ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că se întâmplă. Pe internet, pe Facebook, grupuri de elevi de la un liceu vin seara sau după amiaza în curtea altui liceu și încep de acolo micile ciondăne. Aveți perfectă dreptate. Acum, e foarte greu. Trebuie să identificăm absolut toate zonele. Aici o responsabilitate mare revine, din păcate, poliției județene și municipale, pentru că au aceste posibilități, prin sursele de informații care le au, să ne indice aceste zone. Noi nu avem această posibilitate, nu ne permite legea. Ce să facem? Asta e situația.